Salut, sunt Cori, bine ați venit pe canalul Bible Kids. Astăzi o să vă spun o întâmplare personală care pentru mine a fost o minune. Totul s-a întâmplat în anul întâi de facultate, când studiam în Italia și am și un video, cum v-am spus, că am dormit pe mare, adică pe mare, pe plajă. Și fix după asta am ajuns la urgențe. Și ce s-a întâmplat? Mie a început să-mi fie foarte rău. De obicei, dacă mi-este foarte frig, la picioare, la spate, am dureri foarte mari și trebuie la un moment dat să ajung la urgențe să-mi dea intravenos ceva, pentru că toate medicamentele, cele mai puternice medicamente, nu fac nimica și durerile sunt foarte, foarte mari. Și așa am ajuns și eu la urgențe. Prietena mea a chemat să vină salvarea, pentru că mă simțeam foarte rău. Și au venit, m-au luat și doamna de la recepție, pentru că noi stăteam la cămin, i-a rugat să o lase și pe prietena mea să meargă cu mine, pentru că suntem singure, nu suntem din Italia. Și nu ne-au lăsat normal, așa că eu am plecat singură cu ambulanța și ea a rămas la cămin. Problema era că era o distanță foarte lungă, nu era un oraș, spitalul era foarte departe, nu avea mașină și ea a rămas la cămin și s-a pus pe scări și am început să plângă. Și plângea, cred că se gândea ce o să facă. Și doamna de la recepție a venit la ea, i-a spus că o să fie totul bine și că să meargă sus, la noi în cameră. A venit cu ea să-i pună actele, să ne sune părinții, să ia haine pentru mine, că era posibilitatea să mă interneze. Și instalatorul, a vorbit cu instalatorul, a adus-o. Bun, în acest timp eu am ajuns la urgențe și m-am pus pe un hol foarte lung, dar m-am pus prima. Era o ușă, eram eu și începea holul, care era foarte lung și era plin de pacienți, pe o parte și pe alta. Eu plângeam, pur și simplu plângeam. Nu mai puteam, plângeam și că mă doare, plângeam și că sunt singură. A fost foarte, foarte urât momentul ăla. Nu știam cum o să dea prietena mea de mine, nu știam cum eu o să dau, pentru că eram disculță, eram în costum de baie și aveam un fel de rochiță, nici nu era rochiță. Nu aveam nimic la mine, doar buletinul. Și tot stăteam acolo, plângeam, toată lumea se uita la mine de ce plâng, nu înțeleg de ce, pentru că eu când mă doare ceva sau sunt supărată, plâng! Și a durat foarte mult timp până când m-a luat. Cred că erau foarte multe accidente, nu știu exact de ce m-a luat așa târziu. Dar a fost, eu mă așteptam să fie ca în România, pentru că în România mi s-a mai întâmplat de multe ori chestia asta. Și ajungeam la spital, îmi dădea ceva să mă calmeze și după aia mergeam la doctor ca să vadă exact ce am. Și am văzut că pur și simplu nu îmi dă nimica, pentru că la ei prima dată m-am dus la doctor și după aia mi-a dat ceva să-mi treacă. Și stăteam, nu mai puteam și s-a înrăutățit situația, pentru că a dus un domn, eu sunt foarte slabă de îngeri cu chestiile astea, cu oameni care au ceva, nu. A dus un om care era plin de staniol. Cred că a fost ars, nu știu exact ce s-a întâmplat. Abia respira și vedeam cum îi face așa pieptul. Făcea un sunet foarte ciudat și l-a pus fix lângă mine. Eram așa, unul lângă altul. Și mă gândeam, Doamne, să-l ia de aici, Doamne, să-l ia de aici. Îmi crea panică. Și l-a luat, normal, era un caz foarte urgent. Și am stat, tot stăteam și plângeam și la un moment dat a venit o păpuță. Am putea să vă specific că pe respectivul hol nu avea nimeni voie să intre. Adică aparținătorii nu aveau voie să intre să ne vadă pe noi.
Oricum, eu nu aveam pe nimeni, deci e ok. Și era un asistent foarte rău, deci așa rău n-am văzut. Spirala toată lumea, nu aveți voie și era foarte rău. Și a intrat băbuța și mă gândeam, Doamne, ce să fac cu băbuța asta drăguță, că ea nu știe cum trebuie să intre. Și știu că stăteam acolo și vine la mine. Și începe să vorbesc cu mine și a zis că nu vorbesc italiană. Și mă întreabă germană, engleză, ce vorbești? Și zic eu, engleză. A fost un șoc pentru că nici studenții nu știau engleză, adică cel puțin la vremea aia, nu știu exact acum cum e, nu știau engleză, lumea nu știa engleză, chiar nu știa. Ei vorbeau italiană și atât. Și mă gândeam, o băbuță care știe engleză, wow! Și a început să vorbească, dar nu să vorbească așa două, trei cuvinte, foarte fluent, cu accent, foarte ok. A rămas așa uimită și știu că ceea ce am văzut la ea și m-a impresionat a fost faptul că avea perle. Mie îmi plac perlele și era îmbrăcată elegant. Mie îmi place să mă îmbrac elegant. Așa. Și stăteam și mă uitam așa la ea și a început să facă un lucru. Se juca cu părul meu. Mie când mi-e rău și în general îmi place să se joace cineva cu părul meu și chestia asta e foarte intimă, adică nu te duci la cineva pe un pat de spital și hai să te fac, să mă joc cu părul tău. Și am rămas așa uimită că a avut curajul să facă chestia asta și de unde știa că lucrul ăsta pe mine mă liniștește. Și stătea așa la, și se uita la mine și a început să mă întrebe unde sunt părinții, i-am explicat situația și m-a întrebat că dacă am nevoie de mâncare, i-am zis că nu, în durerile alea, nu am mâncare, nu mă trebuie. Și dacă vreau să sun pe cineva și mi-a dat telefonul. Și am zis că nu vreau să sun pe nimeni. A fost o prostie când am sunat pentru că în România părinții săracii nu mai știau de ei. Putem să-i sun să le spun că bine, adică nu... Chiar dacă nu eram bine. Și la momentul ăla tot a stat și mi-a zis să știi că Iisus te iubește. Și atunci am început să plâng și am zis că și eu îl iubesc pe Iisus. Și mi-a zis că o să fie totul bine și o să ajungi acasă și încrede-te în El. Vai, și am început să plâng. Și bine, mă tot mângâia și s-a dus în spate. Cum ar veni în continuarea holului. Și o chestie care mie mi se pare foarte ciudată este faptul că, pe lângă faptul că asistentul nu zbiera la ea să plece, așa, nu mai era o cale de ieșire pe unde s-a dus ea. Deci ea, ca să fie ieșit din spital, trebuia să meargă fix în ușa care eram eu. Și eu am stat acolo vreo 3 ore și nu a ieșit. Și m-au dus pe acolo și nu mai era. A fost foarte... Da. Eu sincer cred că e o minune. Chiar cred că a fost un om trimis pentru mine, pentru că după asta m-am liniștit și chiar dacă aveam dureri și așa, a fost o pace în inima mea. Și apoi, în momentele astea în care eu stăteam acolo, prietena mea a venit cu instalatorul. Și tot spitalul era foarte mare, tot mă căuta. Și am mers la un tip care la recepție și i-a zis de mine, unde îs, și i-a spus că nu are voie să spună unde sunt, este confidențial tot. Și a explicat situația noastră în care suntem, că suntem două studente care nu suntem din Italia și că să ne ajute, trebuie să dăm una de alta. Și nu a vrut. Și la un moment dat, prietena mea s-a pus așa pe la el pe teșghea sau ce era și a început să plângă și eu plâns și eu plâns și a zis respectivul că bine, o să vă spun unde este. Și a venit exact unde sunt eu și am avut foarte mare noroc că m-a pus prima pentru că m-a văzut direct. Dacă nu m-ar fi văzut, nu aș fi dat de ea, era
mai complicat. Și ea când m-a văzut, știu, îmi amintesc foarte mult că tot povestea, instalatorul vorbea cu cineva și ea era așa toată plânsă și face acolo că ea este, face așa cu degetul. Și atunci a venit direct la mine, în pat, în patul ăla, da. Și noi, eu vreau să zic, stai că nu știi cum stă treaba aici, că nu ai voie să stai aici, că este un domn chelios care vine și speară la noi că nu avem voie să stăm. Și vine instalatorul și vine și domnul asistent. Și îi explică situația noastră și zice, bine, poți să stea amândouă în același pat. Și am stat în același pat și până când cineva m-a luat și m-a dus la o asistentă. Am fost la asistentă și culmea era româncă. Vai, când am văzut cum toate lucrurile au fost așa, nu știu, parcă deja erau scrise pentru mine să fie totul bine. Și i-am spus la asistentă ce am și am mers apoi la doctor. M-a consultat, a fost ok, m-au dus înapoi și mi-a dat ceva în venă. Deja au trecut 4 ore. Gândiți-vă că eu am ajuns, să zicem, la 1, nu la 12 jumate, la 1 și am plecat la 8 jumate din spital. Da. Am stat vreo 3-4 ore cu durerea aia mare. Pe lângă asta m-am dus la doctorul ăla care... Nu. Așa? Și m-am întors și a fost foarte bine că a fost asistenta româncă și a avut grijă de mine și în sfârșit am simțit cum durerea se ducea. Nu știu cum a rezistat 4 ore cu dureri așa mari. Pentru mine atunci a fost mare, o să vedem. Da? Și după ce am ieșit, am luat-o pe prietena noastră și pe prietena mea și căutam un număr de taxi să sunăm. Pentru că era afară din oraș, era foarte departe. Și cum tot stăteam și căutam, ne-a auzit o domnișoară și a zis că vă duc eu. Pentru că oricum stau și aștept pentru că sunt cu doamna de care am grijă. Ea este la urgențe și oricum o să-mi țină foarte mult timp aici. Și a fost așa o minune că ne-a dus până la cămin și când am ajuns la cămin știu că a fost foarte frumos, că bine, toată lumea știa deja că eu am fost dus la urgență din căminul respectiv și am venit și toată lumea a venit la mine că dacă sunt bine, că se bucură că sunt ok și eu n-am mâncat nimic ziua aia, nici prietena mea nu a mâncat nimic în ziua aia. Și prietenii noștri turci ne-au făcut de mâncare și când am ajuns, au venit la noi cu mâncare și au avut așa grijă de noi și chiar dacă ziua în sine a fost foarte rea, tot ce s-a întâmplat a fost foarte bun pentru noi și mi s-a părut că a fost tot așa o minune, 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 minune până când am ajuns acasă și a fost bine. Sper că v-a plăcut povestea mea și nu uitați să vă abonați pe canalul Bible Kids, să dați acolo un clopoțel, să vedeți de fiecare dată când postăm noi videouri. Ne vedem și pe pagina de Facebook, Instagram și ne vedem cu cât mai multe povești din versiunea La Povești cu Cori.